Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae, și în acest video am să vorbim despre ce indicatoare folosesc eu în tranzacționarea Forex. Am să vă dau uh, puține explicații de ce anume folosesc uh, acele indicatoare, uh, cum le folosesc, cum se numesc și tot așa. Uh, primul indicator care am să vă spun despre el este. Market Profil. Este acest indicator. Este acest indicator. Am și video creat despre acest indicator, am să lăsăm în descriere. Care nu a urmărit acest video, da, acest video cu acest indicator. Este un indicator care mi arată unde se află cel mai puternic suport și mi arată, de exemplu, că aici avem un un suport puternic de unde prețul va reacționa, ca să înțelegeți corect. Dar acest indicator se tranzacționez doar după el, adică să aștept semnalul ca prețul să ajungă la el, după care să deschizi pozițiile, sunt foarte puține semnale. Puteți să găsiți două semnale pe zi, posibil, posibil. Dar eu mă orientez după el Plus, minus, de exemplu, eu acum văd că este o, aici a fost la fel un suport, văd că prețul descrește și eu mă orientez cam până unde prețul a să ajungă, adică acest indicator îmi, mă ajută. De exemplu, pot deschide acum o poziție pe o vânzare, de exemplu, și eu până aici pot să pun un take profit, fiindcă, nu știu, va ajunge la acest suport sau nu va ajunge. Adică eu mă orientez, nu este doar un indicator, adică că mă folosesc doar după el și doar după semnalele care le dă el. Nu, este un indicator bun și este un indicator gratis. Este un indicator gratis care nu costă bani, adică în sensul că pe tradingview nu trebuie să cumpere acel abonament lunar sau anual, îl puteți găsi gratis. Am să vă las video despre acest indicator, mai detaliat vorbesc sub în descriere. Următorul indicator, următorul indicator, MFI, așa și scriți aici indicatoare, intrăm, MFI money flow index acesta este este un indicator care îmi arată la fel puterea cumpărătorului sau vânzătorului setările la setări nu, nu fac nimic, le lăs așa adică nu schimb nimic în setări ce mi-arată el? El îmi arată că în această regiune, cum este acum, eu văd că de la acest suport care le, îl avem aici, îmi arată că poate să fie străpuns până la următorul suport, după care va fi o creștere a prețului. Și, într-adevăr, vedem că aici avem un trend crescător. Și el la fel mă ajută. Eu mă orientez după aceste două indicatoare. Când acest indicator este în această regiune și de exemplu am un suport, eu de aici am să cumpăr. Dar de exemplu, dacă cum avem în această regiune am avut indicatorul ne arată că cumpărătorii nu mai au putere, vedeți, în această regiune. Eu aici avem să deschid o poziție pe o vânzare, până la următorul suport ce avem să pun un take profit în această regiune. Este un indicator care la fel mă ajut foarte mult, dar să știți, strategia mea este alcătuită în felul următor, suporturile, suport și rezistență, în primul și în primul rând. De exemplu, ca în situația următoare. De exemplu, eu văd că avem aici o clipă. Văd că am aici un sport. Văd că am un trend crescător. După care eu mă orientez. Aha, dacă am un trend crescător, aici am un sport. Văd că prețul a ajuns la el indicatorul o arată deja că vânzătorii nu mai au putere și va fi o creștere a prețului. Așa am făcut această analiză generală și deschid poziția. Acest indicator vă zic încă o dată, puține semnale dă, dar el mă ajută să mă orientez foarte, foarte mult. De aceea folosesc aceste indicatoare, vedem și pe M30, că mi arată că aici la fel este un sport foarte puternic și vedeți și aici ne arată indicatorul că va fi o creștere a prețului. Avem aici un suport, după cum vedeți așa, sport foarte puternic la care prețul va crește. Cam atât despre aceste indicatoare, despre strategii este o strategie pe care eu o folosesc. Sunt indicatoare pe trading cum ar fi acest market profil, dar trebuie să cumpere un abonament, Da, este puțin mai diferit. Dar, dragi prieteni, ca să-l cumperi, ca să-l folosești, ai nevoie de un abonament. Eu de deci, ce mă stărui să vă arăt. Indicatoare care sunt gratis, fiindcă nu toți își permit, de exemplu, să-și cumpere un abonament sau, ca să mă înțelegeți corect, mai bine gratis, după care cu bani, când nu fiecare își permite. Vă mulțumesc pentru atenție, dacă aveți întrebările, scrieți în comentarii. Cu voi a fost Nicolae, pe curând, pa!